Da, cu mare plăcere. Aseară, cum am spus, Adineaur și luxemburghezilor, a fost una din cele mai bune discuții la care am participat. O discuție cu într-o atmosferă de optimism. Este prima dată când, într-adevăr, simțim optimism. Iar acest optimism s-a simțit și în discursul președintelui Comisiei, domnul Juncker, în fața Parlamentului, și în discursul președintelui Macron de la universitate acum câteva zile și alții care au avut intervenții. Inclusiv abordarea mea de aseară a fost pe o notă optimistă. Cred că este foarte realist să credem că acest proces de reflecție pentru viitorul Uniunii este acum realmente pornit. Apar idei, chiar multe idei orientate spre viitor. Deci în loc să ne concentrăm pe linii roșii, ne concentrăm pe orizonturi, cum a spus președintele Juncker. Abordarea mea și aseară, și o să continui în această linie, a fost să încercăm să aducem Uniunea mai aproape de cetățeni. Oricum am început să ne pregătim pentru alegerile europene, este clar că una din metodele cele mai la îndemână este să ne gândim să găsim poziții sau liste europene pentru a-l face pe cetățeanul european să voteze ceva european autentic și în acest fel să găsim o mai bună apropiere între Bruxelles, care de mulți este văzut ca un aparat tehnic distant, și să venim mult mai aproape de cetățenul european. Sunteți de acord cu toate propunerile din pachetul Macron și Juncker sau sunteți mai degrabă de acord cu așa o abordare step by step? Acum, vedeți că atunci când se întâlnesc 28 de lideri naționali, nu putem să spunem că toată lumea este de acord cu un pachet sau altul. Nu, aceste propuneri le considerăm inputuri bune, fiecare vine cu abordarea proprie și după multe runde de discuții, eu cred că se vor contura idei foarte bune. Deci nu vreau să spun că X sau Y propunere dintr-un discurs sau altul a găsit mai mult sau mai puțin adepți. Important este că avem abordări orientate spre viitor, avem abordări orientate spre redefinirea, reinventarea Uniunii Europene. Unele dintre ele, cea privind un buget separat pentru zona euro, nu vin în contradicție cu poziția României împotriva unei propunerile trebuie bine gândite și judecate. Un lucru asupra căruia ne-am înțeles foarte bine aseară a fost să nu începem de la lucruri tehnice. Tehnicalitățile se pot discuta în etapa a doua, a treia, cum nici nu trebuie să începem cu un text de modificare a tratatelor. Trebuie să începem ca politicienii cu mintea deschisă, să discutăm, să vedem care sunt politicile pe care dorim să le definim, după aceea să găsim metodele practice de punere în aplicare. Vă mulțumesc!